Cauți adeseori drumul către ceruri. Vrei să-L întâlnești pe Dumnezeu, vrei să-L slujești, dar El e departe în slavă, iar pe cei din jur ne socotești. Dacă vei hrăni un om flământ, vei hrăni chiar pe acel ce sfânt. Orice bine făcut aproape lui e plăcut în ochii căci pe El ai slujit. Închinarea ta e fără valoare dacă inima nu ți-ai deschis pentru un străin ce rănit în drumul mare. Poate fi căci pe El ai slujit. Când L-a sfințit, vei pleca spre dulcea casă. Iisus te va întâmpina duios și îți va șopti: vino, dragul meu, în slavă, ai fost milostiv și credincios. Pâinea ta de-ai aruncat-o în larg, se va întoarce în curând la mal. Orice bine plăcut în ochii Lui, căci pe El ai slujit. Pâinea ta te-ai aruncat-o în larg, se va întoarce într-un rând la mal. Orice bine făcut aproape Lui e plăcut în ochii. Vei îngriji chiar pe acel ce-i viu. Orice bine făcut aproape Lui e plăcut în ochii Lui, căci pe El ai slujit. Pace și bună seara! Vreau să vă spun și eu un bun venit și vreau neapărat să vă spun că m-am simțit așa de bine primită aici și apoi mi-am dat seama că de fapt voi pe Ali o mai cunoașteți pentru că ea a mai fost la o conferință, așa că dați-mi oportunitatea să mă prezint și eu în seara asta ca să vedeți cu cine aveți de-a face. Numele meu este Eva Postolache, sunt din București, m-am născut și am crescut acolo, însă de 6 ani locuiesc în Viena, de când m-am căsătorit cu soțul meu și aveam și o poză frumoasă cu cele două fetițe ale noastre.
pe cea mare o cheamă Leia. Și o să înțelegeți de ce îmi place așa de mult povestea Leii de astăzi. M-a marcat așa de tare încât chiar pe prima noastră fetiță o cheamă Leia, iar pe cea mică o cheamă Lisa. Și v-am spus, împreună locuim în Viena, caut toate scuzele să mă întorc în România de fiecare dată, așa că atunci când Ana m-a invitat și mulțumesc pentru invitația ei, nu am putut refuza, sigur că da, Ana, facem, așa că sunt aici în seara asta cu voi. În primul rând vreau să vă anunț și să vă spun și să vă rog să vă uitați în acele frumoase cadouri pe care le-ați primit la intrare și să căutați după această foiță. Este... titlul conferinței, portret de femeie și va trebui să țineți această foiță, a foaie, a patru, aproape de voi, pentru că ne vom ocupa foarte mult cu ceea ce scrie aici. Veți vedea că vom avea textul biblic. Eu știu că v-ați adus Bibliile, ca orice, da, creștine pocăite adevărate, dar am zis să vă ușurez munca și să ne uităm împreună pe această foaie. Este textul din Geneza 29 și vreau neapărat să-l citim împreună integral, pentru că vom lucra foarte mult pe el. De ce spun asta? Mi-am permis să fac și câteva însemnări pentru voi, ca să vă fie mai ușor. Unul dintre pasiunile mele, este studiul biblic. Așa că vreau să vă încurajez și pe voi, facem studiu biblic, 150 de femei odată, eu zic că este o premieră, să facem legături și să ne uităm cu atenție la textul biblic. Și o să vedeți ce bogăție vom găsi acolo. Hai să vedeți ce s-a întâmplat până acum în pasajul nostru. După cum am zis, textul la care o să ne referim astăzi este Geneza 29. Vor vorbi despre Leia și despre această căutare a ei, a acceptării. Și o să vedeți, pe mine m-a impresionat foarte tare. Ana zicea mai adineaori că e o femeie poate neînțeleasă, poate cumva dată la o parte. Și vreau să descoperim niște subtilități foarte, foarte importante din acest portret de femeie. Ce s-a întâmplat până acum? Iacov... da, fuge de acasă, știm foarte bine acea poveste dintre cei doi frați, îl înșală pe Esau, pe fratele său se dă în fața tatălui său ca fiind Esau, tatăl său se supără, Esau foarte furios, mama lui vine însă cu o soluție, fugi la fratele meu, Laban, pentru că fratele tău chiar caută să te omoare. Așa că Iacov, foarte puternic... afectat emoțional, își părăsește familia, își părăsește mama, poate singura care îl iubea de adevărat, fuge mulți kilometri și ajunge în ținutul unde era Laban. Acum, mai există o mică povestire acolo, când ajunge la o fântână, Iacov vede o fată frumoasă care vine spre el, era chiar Rahela, fata lui Laban, ei își dau seama că sunt frați, Rahela se duce acasă repede și zice, hei, uite, a venit nepotul tău, și de acum începem să citim acest pasaj. Așa că dacă sunteți alături de mine, aș vrea să citesc întreg pasajul, de la versetul 13 din capitolul 29 din Geneza. Când a auzit veștile despre Iacov, Iacov, fiul surorii sare, Laban a alergat să-l întâmpine. L-a îmbrățișat, l-a sărutat și l-a dus în casa sa. Iacov i-a spus lui Laban toate aceste lucruri. Apoi Laban i-a zis, cu siguranță tu ești os din oasele mele și carne din carnea mea. Și Iacov a locuit timp de o lună în casa lui Laban. După aceea Laban i-a zis lui Iacov, să-mi slujești degeaba doar pentru că ești rudă cu mine, spune-mi care să-ți fie plata. Laban avea două fete, pe cea mare o chema Leia, iar pe cea mică o chema Rahela. Ochii lei erau delicați, însă Rahela era întru totul atrăgătoare și frumoasă. Iacov o iubea pe Rahela, așa că i-a spus lui Laban, îți voi sluji 7 ani pentru fica ta cea mică Rahela. Mai bine să-ți o dau ție decât să-i o dau altui bărbat, a spus Laban, rămâi la mine. Astfel Iacov i-a slujit lui Laban 7 ani pentru Rahela, dar acești ani i s-au părut ca și când ar fi fost doar câteva zile datorită dragostei sale pentru ea. La sfârșitul celor 7 ani, Iacov i-a zis lui Laban, dăm soția pentru că s-a împlinit vremea să intru la ea. Laban i-a adunat pe toți oamenii din acel loc și a dat un ospăț. Seara a luat-o pe fiica sa Leia și a dus-o la Iacov, iar el a intrat la ea. A doua zi dimineața, Iacov a descoperit că e la Leia.
Atunci l-a întrebat pe Laban, ce mi-ai făcut? Nu pentru Rahela ți-am slujit? De ce m-ai înșelat? Laban i-a răspuns, aici la noi nu se obișnuiește să se dea în căsătorie fata mai mică înaintea celei mai mari. Împlinește săptămâna nupțială cu aceasta și apoi ți-o vom da și pe cealaltă pentru încă 7 ani de slujire. Iacov a făcut astfel și a împlinit săptămâna cu Lea, apoi Laban i-a dat de soție pe fiica sa Rahela. Laban i-a dat-o ca sclavă fiicei sale Rahela pe Bilha. Iacov a intrat la Rahela și a iubit-o mai mult decât pe Lea. Apoi i-a slujit lui Laban încă 7 ani. Pe când Domnul a văzut că Lea nu era iubită, i-a deschis pântecele. Pe când Rahela a rămas stearpă. Lea a rămas însărcinată și a născut un fiu care i-a pus numele Ruben, deoarece a zis, Domnul a văzut suferința mea, acum cu siguranță soțul meu mă va iubi. Ea a rămas din nou însărcinată și a născut un fiu și a zis, pentru că Domnul a auzit că nu sunt iubită, mi l-a dat și pe acesta. De aceea i-a pus numele Simeon. Ea a rămas din nou însărcinată, a născut un fiu și a zis, de data aceasta soțul meu se va atașa de mine pentru că i-am născut 3 fii. De aceea i-a pus numele Levi. Ea a rămas din nou însărcinată, a născut un fiu și a zis, de data aceasta îl voi lăuda pe Domnul. De aceea i-a pus numele Iuda. Apoi a încetat să mai aibă copii. O să vedem toate semnificațiile, da, toate, unele dintre ele, dintre acest pasaj. Și vedem acest bărbat care ajunge într-un ținut la unchiul său, începe să lucreze, Laban îl întreabă în versetul 15, să-mi slujești degeaba? De ce să-mi slujești degeaba? Hai să-ți dau și un salariu. Însă răspunsul îl primim abia 2 versete mai jos, dacă ne uităm bine. Pentru că versetul 16 și 17 sunt cumva cheia acestei întregi întâmplări, acestei întregi evenimente. Și este prima oară în versetul 16 când ne întâlnim cu Lea. Pe Rahela a întâlnit-o mai devreme la fântână. Am avut ei acolo o conversație, s-a întors, i-a spus tatălui său, însă asta e prima oară când Lea este menționată. Laban avea 2 fete, pe cea mare o chema Lea, iar pe cea mică Rahela. Ochii Leei erau delicați, spune noua traducere, însă Rahela era întru totul atrăgătoare și frumoasă. Și trebuie să ne uităm foarte bine de ce autorul a ales cuvintele astea, pentru că nu se spune că Lea avea ochii delicați, nu prea vedea bine, dar Rahela putea să vadă foarte departe 2 kilometri. Nu despre asta era vorba în comparația asta dintre cele două, ci Lea avea ochii delicați. Autorul folosește intenționat acest cuvânt. Teologii spun că a fi ceva negativ, acest ochi delicat înseamnă că probabil nu era foarte frumoasă și n-a vrut să zic așa pe față că era urâtă și a zis că, uite, era așa cu ochii mai delicați. Însă, ce știm sigur este că Rahela era întru totul atrăgătoare și frumoasă, la statură, la chip. Nu de mirare că și Iacov i-a plăcut de ea. Asta e un lucru sigur. Și când este interogat Iacov, spune, pentru ce vrei să muncești, care să fie salariul tău, el spune, dă-mi-o pe Rahela, pe fata asta frumoasă. Și eu cred că era foarte îndrăgostit, pentru că el spune că e dispus să lucreze 7 ani. Era o sumă imensă, sau era o muncă imensă. El nici nu trebuia să lucreze atâta 7 ani pentru Rahela, dar fiind așa îndrăgostit cu capul nori, zice mai mult decât chiar merita, la bani, sigur, foarte bucuros, 7 ani, da, stai 7 ani și lucrează. Trec acești 7 ani și acolo ne spune că au trecut ca prin minune, au trecut ca câte... A părut a fi câteva zile pentru că o iubea pe Rahela. O vedea în fiecare zi, probabil, la fântână, cum lucrau ei acolo. 7 ani au trecut așa repede. Ajunge momentul când trebuia să se căsătorească, 7 ani să muncești pentru o fată. Sunt sigură că Rahela se simțea foarte prețioasă, ce băiat, n-ar vrea să îți dea atâta atenție, să facă atâtea sacrificii pentru tine. Și vine momentul nunții.
se face nunta, multă veselie, mult vin, probabil, după cum era atunci obiceiul. Seara însă, Laban o ia pe Lea și o duce în cort. Nu ni se spune dacă Lea s-ar fi împotrivit. Nu ni se spune dacă Rahela a făcut scandal. Stai mai că eu trebuia să mă căsătoresc cu băiatul ăsta. Nu ni se dă niciun detaliu, faptul este consumat. Dimineața, iată că este Lea. Sper să te culci cu Rahela, sper să fii cu Rahela, sper ca soția ta să fie Rahela și totuși te alegi cu Lea. Și dacă cineva ar fi întrebat, da, clasica întrebare, și cum v-ați cunoscut? Cred că Iacob și Lea s-ar fi bâlbâit un pic să explice toată întreaga povestire. A doua zi, dimineață, iată că era Lea. Și Iacov, evident, se duce la Laban. Ce mi-ai făcut? Nu ți-am slujit eu oare? Cum ai putut să-mi faci așa ceva? Și este o reacție absolut normală. Laban pare să fie foarte senin. Îmi pare rău. Aici nu este obiceiul ca cel mic să fie pus înaintea celui mare. Și cred că în momentul în care Iacov a auzit chestia asta, n-a mai putut să comenteze nimic, pentru că era exact același lucru pe care îl făcuse el câțiva ani în urmă. El, fiul mai mic, s-a dus și a furat binecuvântarea, și a furat dreptul de întâi născut de la fratele său mai mare. Și în momentul în care înșelătorul a fost înșelat, n-a mai putut să comenteze nimic. Așa că s-a ales cu Lea. Și, sincer, de fapt, toată această imagine este foarte dramatică. Cum credeți că s-a simțit Lea? Rățușca cea urâtă, n-am putea spune, nu era nici prea strălucită, nici prea nu știu cum. Tatăl său își dă seama de lucrul ăsta și încearcă să scape de ea, da, prin mișelenia asta, ce mă fac eu cu o fată care rămâne nemăritată. Lea se simte folosită, poate, a ajuns căsătorită, poate, fără voia ei. Este victima unor circumstanțe foarte triste. Ajunge într-o căsnicie nefericită și din momentul ăsta începe lupta de supraviețuire pentru ea. Și astăzi poate vreau să vă gândiți și am pus și în foaia pe care ați primit-o, simțiți-vă libere să completați și să vă faceți notițele, cum arată circumstanțele din viața ta? Viața poate fi foarte nedreaptă, foarte crudă și nu avem controlul asupra tuturor lucrurilor care ni se întâmplă. După 2 ani de pandemie, din Est se anunță război, toată lumea este dată peste cap. Poate în perioada asta ai pierdut pe cineva drag. Poate ai pierdut niște examene, poate ți s-a întâmplat ceva trist, ceva care îți aduce o mare necăjire, un necaz, o mare dezamăgire. Și spun asta pentru că acum 6 ani, deja știți că locuiesc în Austria, numai că povestea în Austria e frumoasă, dar să știți care provocările ei. Aveam 20 de ani când l-am întâlnit pe Dorin, pe soțul meu, ne-am întâlnit într-o tabără, frumos, am început să vorbim. Eu eram în ultimul an de licență și după ce am vorbit o perioadă, ok, vorbim, dar ce facem? Ideea e că eu terminam licența, voiam să mă înscriu la master, să continui studiile. Dacă mă înscriam la master, mai erau cel puțin 2 ani de așteptat. Eu în România, el în Austria, acolo s-a născut, acolo a crescut. Și atunci, cumva am zis, ok, hai să ne căsătorim. Da, ne iubim, vrem să fim împreună, am primit asta din partea lui Dumnezeu, ok, ne căsătorim. Vii tu în București sau mă duc eu în Austria? Ce credeți că s-a întâmplat? M-am mutat în Austria, în 4 luni de zile am făcut deja și nunta, mi-am luat la revedere de la familie, prieteni și m-am mutat acolo. Ideea este că acea zicală, sau așa cum se zice despre nemți și despre austrieci, că sunt niște oameni foarte reci, să știți că are un sâmbure de adevăr. Mai ales când ești obișnuit cu căldura și cu prietenia românească, mai ales când crești într-o anumită biserică și slujești acolo, mai ales când ai o relație frumoasă cu familia și cu prietenii și pur și simplu deodată, v-am spus, în 4 luni de zile m-am trezit în Austria și eram, ok, și acum ce facem? Ok, ne iubim, dar și eu ce fac? Și la 22 de ani când zici că acum
fac master, acum vreau să mă angajez, acum cresc spiritual, acum cresc profesional. Stăteam acasă și am stat o lună și două și trei și eram exact în momentul ăsta în care nu aveam controlul asupra ce mi se întâmpla și pur și simplu am fost într-o stare foarte, foarte, foarte joasă. Și Dorin, ca să mă încurajeze, zicea, dar uite, în Austria străzile sunt curate. Și eram, serios, eu vreau prietenii mei și biserica mea și căldura emoțională. Da, dar uite, în Austria avem un sistem foarte bun de circulație. Lasă-mă cu sistemul tău, eu vreau părtășia noastră, vreau să cântăm, să râdem, așa cum eram obișnuită, așa cum toate nevoile mele emoționale erau împlinite și am ajuns acolo, nu cunoșteam pe nimeni, biserica a trebuit să mă acomodez unei noi culturi, unei noi biserici. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru familia lui Dorin, care a fost întotdeauna foarte primitoare și mă laud cu relația cu soacra mea. Asta a fost așa o alinare. Însă sunt aceste momente în care nu avem control, în care ești jos, în care nu știi ce se întâmplă cu tine. Mă simțeam neînțeleasă, mă simțeam singură. Aveam alte speranțe, aveam alte așteptări de la viața mea. Pur și simplu m-am trezit acolo, aruncat în apă, acum în noată. M-am cam scufundat la început, să vă spun sincer. Ideea este că Leia nici nu apucă să se bucure prea bine, da, a intrat în căsnicia asta, acum să te bucuri că ești femeie căsătorită, asta erau salvarea lor pe vremea aceea. Nu ajunge să se bucure prea bine pentru că doar după o săptămână vine preferata, vine Rahela. Și aceasta era obiceiul de atunci, o săptămână, cel puțin cuplu trebuia să stea împreună. Iacov s-a supărat, s-a plâns la Laban, ok, Laban i-a zis, hai nu te ambala prea tare, uite, stai o săptămână cu Leia, știu că nu-ți place, rezistă un pic, dar apoi ți-o dăm pe Rahela, nu pe gratis, pentru încă 7 ani de muncă. Așa că Iacov, din îndrăgosteala lui, ajunge să muncească 14 ani pentru Rahela, se alege cu 2 soții și cam asta este situația în care se afla Leia. Iacov a intrat la Rahela în versetul 30, pe care o iubea mai mult decât pe Leia. Și ăsta va fi refrenul vieții lui Rahela. Nu ești destul de bună, o iubește mai mult pe sora ta. Nu ești destul de frumoasă, o iubește mai mult pe sora ta. Se întâmplă însă o răsturnare de situație. În versetul 31, Domnul a văzut că Leia nu era iubită și a făcut-o să aibă copii. Pe când, însă, Rahela a rămas stearpă. Și dacă comparăm cu versetul 17, de fapt, vedem că s-au răsturnat, s-a răsturnat balanța. De data asta, Leia este cea preferată, este cea binecuvântată să aibă copii, Rahela rămâne stearpă, nu are niciun copil și pe vremea aceea chiar credea că femeia este blestemată dacă nu putea să aibă copii. Era ceva foarte, foarte grav. Leia, în schimb, de data asta, Dumnezeu vede că este neiubită de Iacov și îi dă un copil. Și povestea copiilor lui Leia a fost lucru care m-a fascinat și care mi-a plăcut așa de mult în povestirea asta. Așa că hai să urmărim împreună versetul 32. Leia a rămas însărcinată și a născut un fiu căruia i-a pus numele Ruben. Deoarece a zis, Domnul a văzut suferința mea. Acum, cu siguranță, soțul meu mă va iubi. Noi fi eu cea mai frumoasă, dar i-am făcut un soț. Acum chiar trebuie să mă iubească. Ruben înseamnă, iată un fiu. În sfârșit, Iacov mă va vedea. Până acum nu m-a observat, până acum nu i-a plăcut de mine, acum am un fiu, sigur o să mă iubească. Și e exact comparația asta. Domnul a văzut mâhnirea mea. Și de asta vă spun că îmi place studiul biblic. Prima oară când apare acest cuvânt, mâhnire, suferință, a văzut tristețea mea, este într-un text foarte asemănător cu acesta, așa nume, în povestirea lui Agar. O altă soție dată la o parte, un alt copil care de fapt nu era moștenitorul, iar acolo se întâmplaseră ceva, niște lucruri în neregulă. Domnul vede mâhnirea acestor femei. Domnul vede supărarea acestor femei. Tot o femeie secundară. Ele strigă la Dumnezeu.
În sfârșit, soțul meu acum o să mă iubească. Este o dragoste bazată pe performanță. Și dragi mămici, care creșteți copii mici sau mari, aveți grijă ce arătăm copiilor noștri. Sigur, sunt consecințe pentru faptele lor, au măzgălit pe perete, ori va trebui să șteargă, ori va trebui să primească o pedeapsă, știu și eu, sunt consecințe a faptelor rele, însă dragostea trebuie să fie necondiționată. Te iubesc chiar dacă ai făcut asta. S-ar putea să trebuiască să ștergi sau să faci alte lucruri. Dragostea bazată pe performanță este întotdeauna periculoasă în cuplu, în familie, în societate. Care sunt lucrurile acelea în care îți cauți împlinirea? Vedem că Lea a fost neiubită de soțul ei și tot ce își dorea era să caute împlinirea asta. Of, acum sigur o să mă iubească. Dacă iau examenul ăsta, oh, ce bine ar fi, acum sigur am și eu o diplomă. Dacă o să mă căsătoresc, în sfârșit o să mă iubească și pe mine cineva. Ok, sunt căsătorită, dar dacă o să am un copil, atunci sigur o să fim fericiți. Și cumva, inconștient, ne punem statuturi din astea, ne punem tot felul de lucruri pe care vrem să le avem, pe care vrem să luptăm pentru ele, pe care ni le dorim, în speranța că atunci s-ar putea să se întâmple ceva. Și așa cum am citit mai devreme, tu speri să ajungi la Rahela, tu speri ca acel lucru, obiect, persoană să-ți aducă fericirea, dar dimineața e întotdeauna Lea. Întotdeauna există dezamăgirea aia. Nu asta mi-a adus bucurie, nu asta mi-a adus împlinire. Lea a văzut că Iacov nici n-o băga în seamă, a avut un copil, dar nu se lasă, merge mai departe. Ea a rămas din nou însărcinată și a născut un fiu și a zis, în versetul 33, pentru că Domnul a auzit că nu sunt iubită, mi l-a dat și pe acesta. De aceea i-a pus numele Simeon. Ok, Dumnezeu a văzut că nu sunt iubită, dar nu mă las. Știți ce? O să mă rog și mai tare. Și Lea s-a rugat ca să o iubească soțul ei. Și sunt rugăciunile alea pe care le spui doar cu lacrimi sau pe care doar le spui singur acasă și nu în public. Ne rugăm de tinere pentru un soț și bine faceți. Rugați-vă în continuare ca Dumnezeu să vă dea un soț. Ne rugăm pentru copii, ne rugăm să se întoarcă copiii din lume, poate. Ne rugăm pentru lucrurile alea care ne dor, care ne lipsesc. Și ne spune aici că Dumnezeu a auzit rugăciunea ei și a vrut să marcheze acest moment și a pus numele Simeon, celui de-al doilea fiu. În ce domenii încerci să te afirmi? În ce domenii încerci să cauți atenția? Și îmi dau seama la mine, la început, în primul an, în care nu aveam atenție și afecțiune din partea celor din jur, încercam să câștig atenția lui Dorin, soțul meu, și măcar dacă stai acasă, fă mâncare, măcar să fie curat când vine acasă, și el vine acasă și nu observă nici mâncarea și nu observă nici că am făcut curat. Și nu mai știi ce să faci, ok, mâine faci și curat și mâncare și îți pui și rochița aia frumoasă când vine acasă. Și poate nu observă nici asta. Și apoi îți faci și părul și încercam să atrag atenția. Și de câte ori nu încercăm să atragem atenția celor din jurul nostru? Prin faptul cum ne purtăm, prin faptul cum ne îmbrăcăm, prin faptul cum sunt atitudinile noastre. Domnul a ascultat rugăciunea lui Lea, rugăciunea Lei. Și a rămas din nou însărcinată. De data asta, soțul meu se va atașa de mine, pentru că i-am născut 3 fii. Știți vorba aia, a treia oară e cu noroc. De aceea i-a pus numele Levi. Lev, în limba ebraică, înseamnă inimă. De data asta, soțul meu sigur o să mă iubească. Nu mă las. Vreau atenția acestui bărbat. Rahela, probabil, îl avea la degetul mic pe Iacov, putea să zic orice. O adora, da, o iubea așa de mult. În schimb, Lea, care avea copii, care era cea, da, harnică, care avea grijă de copii, nu este mulțumită. Ea vrea atenția bărbatului ăstuia. Și am menționat adineauri cum putem să ne punem astfel de lucruri pe care ni le dorim, care sperăm să ne împlinească. Dacă o să am jobul ăsta, dacă o să mă căsătoresc, după ce o să am copii și așa mai departe.
Și în viața reală să știți că Lea reprezintă ceva. Reprezintă exact dezamăgirea asta, căutarea asta, da? Așa am numit și conferința de astăzi, în căutarea acceptării. Căutăm atenția celorlalți, căutăm dragostea celorlalți, căutăm vorbele bune celorlalți, atenția celorlalți. Și dacă nu asta, dacă nu se întâmplă în viața reală, sigur se întâmplă pe internet. Instagram, Facebook, poate știți deja de toate aplicațiile care se întâmplă, care există. Încerci, încerci, încerci. Și dacă nu-ți dă nimeni like, dacă nu primești feedback-ul pe care ți-l dorești, ștergi postarea sau renunți. Pentru că nu ai primit acel lucru pe care îl așteptai, pentru că nu ai primit atenția aia pe care ți-o doreai. Și întotdeauna simțim că nu suntem de ajuns și trebuie să facem mai mult și mai mult și mai mult. Trebuie să fiu și mamă, trebuie să fiu și soție și să am și un job. Și există așa de multe domenii în care tot încercăm să creștem, să creștem și suntem în o căutare fanatică de atenție și de bucurie pentru că nimic nu ne mai împlinește. Și asta vă spun că a fost și atitudinea mea când am ajuns în Austria. Cei de la mine de acasă, din București, știau că sunt și frumoasă și deșteaptă și de toate. Cei din Austria nu mă cunoșteau. Și a trebuit să-mi demonstrez asta. A trebuit să demonstrez că sunt o soție bună, să-i calc mășile lui Dorin și toate. A trebuit să demonstrez că sunt o mamă bună, nu prea multe dulciuri, fără desene, stai și petrece timp cu ei. A trebuit să demonstrez că sunt deșteaptă și am făcut un master acolo, într-o limbă care nu era limba mea maternă și am învățat zile și nopți, având doi copii mici, trebuia să arăt lumii ce pot. Și este o alergare, vă spun, atât de obositoare să-i mulțumești pe oameni. Nu se menționează ce se întâmplă cu Lea. Ideea este că se întâmplă o minune, rămâne din nou însărcinată. A născut un fiu și a zis, de data aceasta nu mă mai interesează de soț, nu mă mai interesează că sora mea e aia frumoasă și preferată, nu mă mai interesează că am copii, nu mă mai interesează statutul meu social în comunitatea în care era. De data aceasta îl voi lăuda pe Domnul. Și a pus numele Iuda, care înseamnă laud pe Domnul. De data asta vedem că numele copiilor ei nu mai sunt legate de soțul ei, cum a făcut până acum. Acum o să mă audă, acum o să mă vadă, acum o să se îndrăgostească de mine, acum o să fie atașat de mine. Ci de data asta, Iuda, copilul ăsta, al patrulea copil, e foarte ciudat, e foarte diferit. De data aceasta, nu o să mai îmi caut identitatea în ceea ce spun ceilalți. De data asta nu o să mai îmi caut identitatea în căsnicie, în statutul meu de mamă. De data asta pur și simplu o să-L laud pe Domnul. Și mi se pare fascinant, versetul se termină, ultimul verset pe care îl aveți pe foaie, versetul 35, apoi a încetat să mai aibă copii. A încercat, a încercat, a încercat, a încercat, a văzut că nu-i merge, l-a lăudat pe Domnul. Și poate te gândești, tocmai acum ar fi trebuit să o binecuvinteze Dumnezeu. Tocmai acum când și-a dat seama că, da, pentru Dumnezeu trebuia să facă toate lucrurile, acum sigur Dumnezeu să o binecuvinteze și o să-i dea alți copii. Nu, Dumnezeu zice, ok, ți-ai găsit identitatea în mine, bravo, bravo Lea, nu mai ai nevoie de copii. Apoi a încetat să mai aibă copii. Dacă citim mai departe, istorioara, povestirea, narațiunea ne spune că ea a mai avut și alți copii, totuși. Naște slujitoarea Rahelei, Lea zice, dar ce sunt mai prejos, și ea dă slujitoarea ei lui Iacov să facă copii. Apoi ea însă mai naște încă doi copii, plus pe Dina, acea ultima fată din copiii pe care îi are, vedem că în continuare cumva caută, caută, caută. Însă acest copil, Iuda, este diferit. Nu are legătură cu ceilalți oameni, nu are legătură cu ce își dorea ea de la viață, ci are legătură cu Dumnezeu. Cred că a fost un moment de capitulare în fața lui Dumnezeu, din partea lui. Care este acel lucru pe care trebuie să-l dai lui Dumnezeu ca să caperi libertatea?
poate nevoia de control, idealul de a fi căsătorită, această nevoie maternă de a avea copii. Și e greu pentru că la un moment dat s-ar putea nici să nu le definim, nici să nu știm ce să scriem la întrebarea asta. Dar dacă ne gândim bine și dacă ne uităm adânc în sufletul nostru, găsim acele lucruri pe care le dorim să facem ca să împlinim pe ceilalți. Povestea lei este povestea Evangheliei. Dumnezeu ia o femeie care are multe lupte lăuntrice, multe neajunsuri, se chinuie să se potrivească în societate, nici nu-i cea mai frumoasă, și totuși se folosește de ea pentru că din seminția lui Iuda, din acest copil care înseamnă lăudat să fie Domnul, din seminția lui Iuda se va naște Mântuitorul. Mântuitorul Iisus nu se va naște din seminția Rahelei, dintr-un copil pe care l-a născut Rahela, ci din seminția acestei femei, lăsată la o parte, ignorată de soțul ei total, folosită de tatăl său, bagiocorită de sora ei, și o face o femeie importantă în genealogia lui Iisus. Și cred că asta este cea mai frumoasă aplicație pe care o putem să o învățăm din povestea lei, că nu trebuie să fii nici cea mai frumoasă, draga mea, nici cea mai deșteaptă. Și știu că oricum nu te simți așa, dar nici nu trebuie să fii, îți spun, pentru că Dumnezeu se folosește exact de oamenii aceștia și nu s-a folosit puțin. Din Lea s-a născut Mântuitorul acestui pământ, acestei lumi. Până nu vei renunța la acele lucruri pământești, nu vei experimenta libertatea cerească care vine doar prin lăsarea acestei imagini pe care ți-o dorești pentru viața ta și a primi eliberarea lui Iisus. Și ca moto în această seară pe care o să-l găsiți și în semnul de carte pe care l-ați primit în același pachetel, desfătarea ta, identitatea ta, împlinirea ta să fie în Domnul. Și El va împlini cererile inimii tale. Ideea este că s-ar putea că dacă tu faci asta, dacă tu îți găsești identitatea și împlinirea în Domnul, cererile tale s-ar putea să se schimbe. S-ar putea să nu mai ceri neapărat copii, ca în cazul lei, s-ar putea să nu mai ceri neapărat un soț, pentru că nu asta va fi acel lucru care îți va aduce împlinire, bogăție, eliberare. Și această femeie care a ajuns din greșeală, soția lui Iacov, ajunge să fie o femeie așa de importantă în genealogia lui Iisus, pentru că am fost mântuiți prin credință. Și noi credem asta, da, știm, am fost mântuiți prin credință, nu prin fapte. Însă viața noastră de zi cu zi apoi, nu sunt un creștin destul de bun, nu m-am rugat destul de mult, n-am citit destul de mult din Biblie, nu m-am rugat destul. O, dacă m-aș ruga mai mult, poate Dumnezeu o să mă binecuvinteze. Și încercăm să aplicăm același principiu al legii în viața noastră de zi cu zi. Viața de credință nu e eficientă, viața de credință nu o poți controla, viața de credință nu e așa ceva ce pui pe to-do list-ul de zi cu zi și nu sunt acele fapte bune care te face vrednică înaintea lui Iisus, ci prin jertfa lui, chiar dacă ești cu ochii delicați, chiar dacă nu te simți cea mai frumoasă, El te iubește și a murit pentru tine. Și pun, îmi place acest citat, că Evanghelia nu este pentru elite, nu trebuie să fii nu știu ce, ci tocmai pentru că nu ești, tocmai pentru că n-ai ce să realizezi, tocmai pentru că spun, vai, fac atâtea greșeli, tocmai de asta Dumnezeu te iubește. Și în momentul în care renunți la toate așteptările tale și la toate standardele pe care ți le împui, atunci vei simți cu adevărat eliberarea lui Hristos. Și vă las cu un citat al lui C.S. Lewis, un mare, mare teolog. Nu lăsa ca fericirea ta să depindă de ceva ce poți să pierzi. Și același principiu spune și Pavel, vai de noi dacă pentru lumea asta, pentru viața de aici ne-am pus încrederea. Există întotdeauna, există o speranță mai mare, există ceva ce transcede toată viața asta noastră scurtă pe pământ. Pentru că există o veșnicie plină de libertate cu Hristos și sper și m-aș bucura să experimentați această libertate. Amin.